În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fiți dar desăvârșiți, precum Tatăl vostru desăvârșit este. Iubiți credincioși, iată că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu, ca încă în săptămâna de după Rusalii fiind, să prăznuim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. O sărbătoare care marchează chiar și unul dintre cele patru posturi din an, o sărbătoare care vine la noi să ne vorbească despre căldură, despre soare și unde putea să o facă mai bine decât aici, unde s-a înlocuit zgomotul cădelniței cu cheile pe care le arătăm turiștilor, aici unde ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dea soare, deși știm că mai sunt și dintre cei care se roagă Bunul Dumnezeu să dea ploaie. Acum, eu unul personal n-aș vrea să fiu în locul lui Dumnezeu atunci când aș sta între două tabere, între cei care vor să plouă ca să rodească pământul și cei care vor să nu plouă ca să li se umple casele. Dar cred că Dumnezeu întotdeauna, în marea sa milostivire, face bine și unora și celorlalți. Dar spuneam că această sărbătoare este una care marchează și unul dintre cele patru posturi din an. Decât că anul acesta, Paștele căzând în luna mai, pe 5 mai, aproape să se desfințeze postul, pentru că, în mod normal, noi în acest post trebuia să intrăm luni care vine. Luni după Duminica tuturor Sfinților, adică luni la o săptămână după Rusalii. E bine, însă s-au stabilit ca 3 zile de post să se săvârșească pentru a ne putea împărtăși și a marca unul dintre cele patru posturi. E bine, vă spun că m-am amuzat puțin, dar așa, în sens duhovnicesc, nu cu gura până la urechi, dar oricum zâmbind. Când cineva mi-a scris un mesaj: părinte, am reușit să țin tot postul. Foarte interesant și cred că este foarte, foarte bine. Zic, deja un sfert din postul de peste an l-ai ținut. Adică e mare lucru. Trebuie întotdeauna să vedem partea plină a paharului, să vedem partea bună a lucrurilor. Dar spuneam că astăzi este sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel. An de zile, iată că acum pornim pe al 9-lea an de când tot ne întâlnim de această sărbătoare, ne-am adus aminte de lucruri frumoase. Am săvârșit slujbe înălțătoare în care să-i pomenim pe toți. Ne-am adus aminte de înaintașii noștri, de toți cărora le datorăm prezența noastră aici. Și astăzi însă aș vrea să mă opresc foarte puțin asupra unui singur aspect din viața Sfântului Apostol Pavel, dacă îmi va rândui Dumnezeu la anul să povestesc puțin despre viața Sfântului Apostol Petru. Nu pentru a-i despărți, ci pentru a avea o continuitate. Chiar odată mă uitam în agenda mea și văzând acolo câte slujbe urmează să fac în anul următor și câte sfințiri de case mai aveam de făcut, eu în nebunia mea mă gândeam așa, zic că înseamnă că Dumnezeu are planuri mari cu mine. Nu mă lasă să fiu neputincios, pentru că eu ce scrie aici în agenda? Să te duci la cutare, la cutare, la cutare. Ei, vedeți, noi întotdeauna ne lăsăm pe mâna lui Dumnezeu, dar trebuie să și facem ceva în acest sens. Și anume, această continuitate pe care vrem noi să o săvârșim de acum înainte cu sărbătorile Sfinților Apostol Petru și Pavel, să știți că nu vor fi unele în care să vă plictisesc astăzi despre unul, data viitoare despre altul, nu. Și nu vreau să vă spun decât un aspect din viața Sfântului Apostol Pavel. Când a scris epistola către romani, a spus romanilor: când voi trece din Spania, voi veni și pe la voi. E bine, n-a mai rânduit Dumnezeu să ajungă în Spania și n-a mai ajuns Mântuitorul, Sfântul Apostol Pavel, bineînțeles, nici la romani. Dar, datorită faptului că nu a mai ajuns în Spania pentru că a fost închis, în temnița în care a fost închis, a scris celelalte epistole, fără de care astăzi noi n-am mai fi știut definiția credinței pe care a dat-o în epistola către evrei, spunând că credința este adeverea lucrurilor celor nevăzute și dovedirea celor nădăjduite. N-am fi știut multe lucruri. Așadar, Dumnezeu are întotdeauna
un plan cu noi. Are întotdeauna alt plan decât credem noi că l-are la început. Eu acum vreo 30 de ani, fiind aici la strană, vă imaginați că nu mizam că mă bagă cineva în seamă, dar știam că eu aici la strană am o legătură cu Dumnezeu. Și mă gândeam eu în nebunia mea, cum voi ajunge aici să slujesc eu? E bine, am ajuns să slujesc eu, dar nu așa cum am crezut eu. Și mă gândeam de fiecare dată, cum o să fac eu, că era foarte mult soare. Acum, vedeți, băieții de la strană sunt puțin mângâiați de Dumnezeu cu o umbră. E bine, salcea aia, să știți că n-a apărut decât acum vreo 15 ani, nu 10. În spate, pomii din spate erau doar așa, puteai să pui mâna pe ei și țineai. Mărăcini, așa este. Și mă gândeam eu cum o să fie când o să facă pomii aceștia umbră. Vă imaginați că mintea mergea departe. Și spuneam eu că toate gândurile mele erau ca să trec de la strană la altar. Și iată că am trecut. Dar eu aș fi vrut să trec direct și să vin în fiecare zi la altar, cum veneam în fiecare zi la strană. Dar Dumnezeu avea alt plan cu mine. Dacă n-ar fi avut alt plan, eu nu aveam acum de unde să vin. Pentru că dacă m-aș fi văzut în fiecare zi, acum prorocul în patria lui, știți că nu prea e prea bine primit. Dar ce vreau eu să vă spun este faptul că nu vreau să mă compar, Doamne ferește, cu Sfântul Apostol Pavel, că n-am ajuns așa să o dau pe față cu mândria, încă mai cochetez cu smerenia cât de cât. Dar de la Sfântul Apostol Pavel am învățat că ceea ce i s-a părut lui atunci a fi o neîmplinire a devenit cea mai importantă împlinire. Și anume, dintr-o vizită prin Spania și apoi în Roma, s-a transformat într-o vizită în toată lumea. N-ar fi crezut nimeni că, din cauza faptului că a fost închis, vizita nu s-a mai întâmplat, dar întotdeauna când vorbim despre Sfântul Apostol Pavel, vorbim despre toate epistolele sale și despre toate învățăturile sale. Și atunci mă gândesc și eu, smeritnicul și nevrednicul și netrebnicul, ce ar fi fost dacă Dumnezeu și-ar fi pus mintea cu mine să mă țină numai în naveta asta de la strană la altar? Vă spun eu, poate că m-ar fi cunoscut lumea, dar Părintele Arsenie, atunci când a venit un confrate de pe la oraș, să spună, n-a vrut Părintele Diacon să vină slujitor cu mine. Era vorba de Părintele Dumnezeu să-l ierte, Părinte Gheorghe de la Gheorghiță. Bine, Nestor Dumitru îl chema, dar toată lumea zicea Părinte Gheorghiță, după cum îl botezaseră maicile de la Techiriol. Și când se mă mușturulească pe mine așa în fața Părintelui, m-a prins acolo la spovedanie, Părintele i-a zis, ce tată, să știi că Părintele e exact acolo unde trebuie. Nimeni în lumea aceasta nu este decât exact acolo unde trebuie. De ce? Pentru că lângă catedrală exista o biserică, cum există și acum, la 50 de metri, nepictată, părăsită 50 de ani, încuiată și cu mult, mult istoric îngreuiat, dar și cu geografia îngreuiată. Cine putea să creadă că lângă catedrală, la 50 de metri, poate cineva să mai facă ceva, poate cineva să facă într-un fel concurență? Nu. Și atunci m-am dus eu acolo și iată că Sfântul Nicolae m-a ajutat să facem slujbe și să bucurăm multă lume. Vedeți de ce Dumnezeu ne șoptește la ureche că nu ceea ce gândim noi prima dată este ceea ce se va și întâmpla cu noi. Apoi, ca să vă spun pe aia dreaptă, prima dată când am terminat eu, cam cum termină copiii ăștia acum clasa 8-a, bineînțeles că m-am dus la a mai tare clasă de informatică din Constanța. Era un drum de care nu mi-a părut niciodată, dar era un drum. Ei, fraților, trebuie să știm că Dumnezeu ne vrea într-un loc. Dacă nu ajungem la locul acela, înseamnă numai un singur lucru, că nu era pentru noi locul acela. Știu pe cineva care a forțat lucrurile în viață și chiar ajunsese să aibă și o autoritate și la un moment dat, într-un incident de circulație, în loc să îi se ridice permisul,
s-a ridicat celuilalt nevinovat, datorită autorității respectivului, și el a plecat mai departe, dar peste o lună de zile a avut un accident din care n-a mai scăpat. Vedeți, dacă lăsăm pe Dumnezeu în viața noastră, nu știm decât un lucru. Credința ne învață că dacă ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, ajungem exact unde trebuie. Atunci când forțăm un lucru, nu este bine. Și pentru că tot ne aflăm în perioada aceasta de admiteri pe la liceu, de terminări de liceu, de bacalaureate și de admiteri la facultate, trebuie să știm că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi, decât că noi trebuie să ciulim bine urechile. Noi vorbesc în calitate de părinți, pentru că vieții copii, din câte am înțeles eu și astăzi, mai au această problemă. Nu sunt nici măcar întrebați de părinți ce vor să facă în viață. Eu mi-aduc aminte când eram mic, prima întrebare pe care ți-o punea tovarșa educatoare la grădiniță era: ce vrei să te faci când o să fii mare? Acum cred că este o întrebare stereotip, o întrebare care probabil că se află într-un anumit chestionar, se întreabă și acum, dar nimeni nu mai aude răspunsul. Vieții copii și acum au teamă de a spune părinților că ei de fapt nu vor să se facă ingineri, vor să se facă profesori. E bineînțeles că un părinte care, și așa, mă ierte Dumnezeu, probabil că are o frustrare de tinerețe că n-a putut să se facă cu studii și mai departe, o să pompeze în el să facă acolo. Și el o să fie un nefericit. Dar până când? Până când va avea posibilitatea să-și urmeze drumul pe care știe că trebuie să-l urmeze. În acel moment, însă, nu trebuie să își acuze părinții sau pe cei care nu l-au lăsat să meargă pe drumul acela, ci pur și simplu să știe că din acel moment încolo are posibilitatea să meargă pe ceea ce, cum zice românul, ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Să știți că imaginea despre care ne învață astăzi Mântuitorul asupra noastră, știți că în Sfânta Evanghelie de astăzi Mântuitorul întreabă pe ucenici: cine spun oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și au început să spună, după, ca și când stătea de vorbă așa cu niște sociologi, hai bă să facem un sondaj de opinie. Cine zice lumea care are procentajul mai bun? Ăla sau ălalt? Ce zice, unii zic că ești Ilie, alții că ești Ioan, alții că ești Ieremia sau altul dintre proroci. Și atunci Mântuitorul i-a întrebat: dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru, fiind cel mai în vârstă, a zis: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul i-a spus: fericit ești, Petre, că de astăzi Simon te vei numi, căci nu trup și sânge te-au descoperit ție aceasta. Ce trebuie să învățăm de aici? Că noi avem o imagine la care ținem, mai mult sau mai puțin. Dar imaginea noastră în ochii celorlalți este egală cu imaginea noastră în ochii noștri? E bine, și am să vă spun, ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun, că odată la o mormântare, să știți că despre mormântare nu neapărat trebuie acum să luăm o mină de aia serioasă și să înceapă să plouă, cum vedeți pe la filmele astea americane, când e mormântare deja plouă clar, e și ceva noroi și așa. Nu. Despre mormântare se vorbește ca despre viață. Cine vorbește despre răstignire trebuie să știe că vorbește și despre Paște, adică despre înviere, și invers. Cine vorbește despre viață trebuie să știe că trebuie să vorbească și despre moarte. E bine, era la o mormântare și erau câteva bătrânele adunate, câțiva tinerei, oricum cel răposat nu era chiar așa străin de biserică, și a început părintele să cânte. Și la un moment dat vede o bătrânică începând să plângă. Da, să plângă într-un fel în care așa l-a impresionat pe părintele încât a mai zis vreo două, trei cântări. Ei, cu fiecare cântare, cu atât mai mult bătrânica se tulbura și până la urmă părintele s-a retras din competiție, l-a lăsat pe cântările să cânte mai departe și a continuat slujba. Ei, după slujbă, s-a dus părintele și a mângâiat-o pe bătrână pe cap. E, măicuță, știi că n-am vrut să te tulbur așa de tare, dar am văzut că ai plâns foarte adânc la slujba noastră și mai ales la cântările pe care le-am zis. Ce s-a întâmplat? Ce te-a mișcat?
Ce da, părinte, m-a impresionat profund. Am avut și eu mai de mult un măgar care a murit și cânta cam la fel ca mata. Vedeți acum impresia noastră despre noi. Noi suntem, noi facem, noi trăim, noi cântăm. De unde? Nu. Trebuie să, din vreme în vreme, să mai facem așa câte o testare, mai trimitem să vedem ce vine înapoi. Că altfel s-ar putea ca noi să mergem paralel cu drumul. Să credem că pe acolo suntem noi. Nu, 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 noi suntem exact unde trebuie. Dar avem, din păcate, față de noi înșine, impresii mai bune decât este cazul să le avem. Asta ne învață Mântuitorul astăzi. Și anume, când întreabă cine spun oamenii că sunt eu, noi ne-am întrebat vreodată, bă, cine zice lumea asta că sunt eu? Nu cred. Sau dacă ne-am întrebat, imediat ne-am răspuns noi înșine, fără să întrebăm pe cineva, sau mai grav, dacă am întrebat, i-am întrebat numai așa, de sus în jos, să întreb pe ăla care are datorii la mine, sau să întreb pe ăla care a fost ajutat de mine vreodată. Nu, nu, trebuie să întreb de jos în sus. Și anume, pe Dumnezeu. Pentru că astăzi îl fericește pe Sfântul Apostol Petru, Mântuitorul, spunându-i, fericit ești, Simone, căci nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta. Adică, foarte mult contează cine zice Dumnezeu că suntem noi. Despre Mântuitorul, unii ziceau că este Ioan Botezătorul, alții că Ilie, alții că Ieremia și unul dintre proroci, dar Dumnezeu însuși a zis, este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Așadar, dacă vrem să știm cine suntem, trebuie să întrebăm prima dată pe cel de lângă noi, dar nu pe cel dator nouă, ci a doua oară pe Dumnezeu, ca să știm dacă fapta noastră a fost percepută de Dumnezeu ca atare. Se spune că odată un mare, mare tâlhar și un, pe românești așa, un nemernic, ajunge la judecată. Și la judecată, acum, bineînțeles că toți îngerii au fost dați la o parte, au venit numai diavolii cu tot felul de hrisoave, ce a făcut, ce adres. Și la un moment dat, când să se ducă la iad cu el, a venit un înger săracu, ce stați așa, că am și eu un bilețel. Ce? Ce anume? Ce am un bilețel? Ce? Ce, uite, a ajutat o bătrânică să treacă strada. O, mă, bineînțeles că i-au făcut aia loc toți, dar sunt apostol Petru, care era acolo la glinatul balanței, deci și totuși are cineva să spună ceva despre acest gest extraordinar, să ajungi pe cineva să treacă strada, și vine un diavol, ce? Da, ce? Da, dar bătrânica nu vroia să treacă. Vedeți? A face fapte bune, crezând noi că le facem bune, iară nu sunt contabilizate cum se cuvine. Adică iarăși ne întoarcem la egocentrismul ăsta al nostru. Noi credem despre noi și despre faptele noastre că tot ceea ce facem este bine. Și nu este așa. Chiar dacă vrei să faci unui om un bine, trebuie să-l întrebi în primul rând pe el. Dar nu mai zice despre oameni, despre copiii noștri. Îl întrebăm, mă tată, ai nevoie să te meditezi la matematică? Nu. Această întrebare, vă spun, dacă 1% din părinți o pune. Imediat își anunță copilul. Vezi că joia te așteaptă tovarășa la ora cutare, vezi că sâmbătă trebuie să te duci la matematică, la română, vezi că după aia te duci la chimie, după aia te duci la not, stai mă, tată, mă. După aia te duci la dansuri. Bă, tată, hai bă să întrebăm pe copii, bă, ție îți place? Dar hai să zicem că nu avem puterea asta să întrebăm pe ei, dar să ne întrebăm pe noi. Bă, dar mie mi-a plăcut ce mi-a propus tata. Acum, să fim foarte realiști. Vă spun încă o dată, fără să ne supărăm, fără să reproșăm și fără să avem resentimente, să ne întrebăm pe noi înșine, bă, tată, mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut? Și în momentul acela să știm că întrebarea aceasta vorbește despre noi și despre relația sinceră cu noi și cu Dumnezeu. Eu astăzi, de exemplu, sunt aici și mi-am propus să ajung aici măcar o dată pe an la această sărbătoare, să mă întâlnesc cu copilul acela care era la strană. Și avea numai 12-13 ani când a venit în biserica aceasta. Este marea mea bucurie să mă întâlnesc cu mine însumi când vin aici în biserică. Este marea mea bucurie să mă întâlnesc cu nenea, să mă întâlnesc cu oamenii care încă au fost în viața mea
și vor rămâne pentru că au trasat un drum. Să mă întâlnesc cu ei și cu mine și cu Dumnezeu. De aceea mă aflu aici. De aceea împreună scormonim de Sfinții Apostoli Petru și Pavel întotdeauna lucruri adânci. Și anume, unde este adâncimea cea mai mare decât înălțimea lui Dumnezeu? Și sufletul omului în care trebuie să săpăm mai la adânc. Vreți să vedem cine zice lumea că suntem noi? Trebuie să întrebăm pe copilul din noi și să-i spunem așa franc: uite bă tată, am ajuns mare. Ia zi-mi, ce ziceam eu când eram mai mic? Ziceam că o să ajung preot. Da, bun, sunt preot, da? Ce mai ziceam? Păi da, dar zicea că o să fii preot aici. Ei, eu mulțumesc Dumnezeu că sunt măcar o dată pe an. Poate mi-a ajutat Dumnezeu să fiu de mai multe ori pe an. Întotdeauna vă promit și cred că o să vină o indexare să ajung de mai multe ori. Și chiar am să o fac. Și atunci, punând în balanță ce ziceam eu când eram mic cu ceea ce s-a întâmplat cu mine în viața aceasta, pot să știu cine spun oamenii că sunt eu și, mai important, să știm ce zice Dumnezeu despre mine. Am făcut și eu când eram mic multe promisiuni pe care nu le-am ținut. Dar uite, încet, încet, poate vine rândul să putem să mergem mai departe, astfel încât să nu ne mai dăm înapoi. Vă să zic că, fraților, dacă vrem să facem pace cu noi înșine, să nu credem că ce ne-am propus noi, gata, asta trebuie să se întâmple, pentru că dacă vom crede vreodată așa, să ne aduc aminte Sfântul Apostol Pavel, care a zis: și eu am promis că ajung în Spania și n-am ajuns. Dar datorită faptului că n-am ajuns, toată lumea cunoaște învățătura mult mai bine tâlcuită din epistole pe care le-am scris. Așadar, trebuie să luăm în această măcar sfântă zi a prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel gândul că dacă ne propunem ceva, să lăsăm și pe Dumnezeu în viața noastră. Să nu-L izgonim, pentru că orice gând de-al nostru care ne dă la o parte orice rațiune de-a noastră, îl izgonește pe Dumnezeu. Imaginea noastră nu este la noi. Imaginea noastră este la cel de lângă noi și este la Dumnezeu. Dumnezeu descoperă, nu trup și sânge, cine suntem de fapt noi. Iubiți credincioși, în această mare sărbătoare aș vrea să vă fac o singură urare. Plecând spre casele noastre, să ne întâlnim cu noi înșine, cu copilul, cu maturul sau cu bătrânul din noi, care să ne spună cine credem noi că suntem. Pentru că Dumnezeu știe sigur cine suntem și noi știm că Dumnezeu știe, numai că trebuie să-L mai și ascultăm și să nu-L alungăm din mintea, din preocupările și din planul pe care Dumnezeu însuși l-a făcut pentru viața noastră. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin.